Curtea Supremă a Statelor Unite a aprobat o lege care consideră infracțiune deținerea de arme de către persoanele acuzate de violență domestică. Decizia curții este o victorie pentru administrația președintelui Joe Biden. După ce a fost dat verdictul, liderul de la Casa Albă a declarat că, citez, nicio victimă care a fost abuzată nu trebuie să-și mai facă griji că agresorul său va primi o armă. Curtea Supremă din Statele Unite a decis cu 8 voturi la 1 că suspecții cercetați pentru violență în familie nu vor mai putea primi o armă. Prevederea era stabilită într-o lege aprobată în 1944, care însă fusese anulată în 2022, pe motiv că încalcă dreptul de a păstra și purta arme, prevăzut în al doilea amendament al Constituției din SUA. Ruth Glenn este președinta unui ONG care apără drepturile victimelor violenței domestice. Activista a spus că decizia aprobată de Curtea Supremă le va proteja pe femeile care au fost abuzate de parteneri. When we're saying that the one thing that can protect them is a protection order that says somebody must have their gun removed, we're just increasing the risk to them when we're not removing the very thing that is threatening to them. Administrația lui Biden a apărat demersul Curții Supreme ca fiind esențial pentru protejarea victimelor abuzurilor, care sunt, de cele mai multe ori, femei. Decizia Curții Supreme nu va avea însă un impact pentru americanii cercetați pentru alte fapte decât violența în familie. The case had been closely watched because a ruling striking down the law would have called into question other federal gun laws, including restrictions on guns for people who committed nonviolent crimes, as well as people who were addicted to drugs while they had guns. That's similar to the prosecution of President Biden's son, Hunter Biden. Statele Unite ale Americii numără mai multe arme individuale decât locuitori, în special din cauza ușurinței cu care americanii au acces la ele. Anul trecut, peste 18.000 de oameni au murit împușcați în SUA, țară care se confruntă cu un număr ridicat de atacuri armate.